Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii ianuarie pentru toți cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau orice aglomerare de 4 sau mai multe planete în semnul zodiacal al balanței. Acest taroscop este unul general, prin urmare e important să urmărești atât pentru semnul tău zodiacal, cât și pentru acel semn zodiacal în care ai ascendentul, luna sau aglomerare de 4 sau mai multe planete. Dacă nu știi exact ce înseamnă toate aceste lucruri, ți-am lăsat aici în colțul din dreapta sus un link către un video care s-ar putea să-ți mai clarifice din întrebări. Dacă mai ai întrebări, bineînțeles, nu ezita să le scrii în comentarii sau să te alături grupului de Facebook în care avem discuții puțin mai amănunțite pe teme de astrologie și tarot. Acesta este un taroscop, adică îmbin astrologia și tarotul. O să încep cu explicațiile astrologice, cu horoscopul lunii ianuarie, în general, pentru toată lumea. O să vă las aici în partea dreaptă a ecranului datele cele mai importante ca să puteți să vă luați notițe, da, cu toate informațiile pe care vi le transmit. Cum am decis să schimb puțin formatul acestei etalări, pentru că nu va mai fi săptămânală, va fi lunară pentru fiecare zodie în parte, ca să pot să intru în mai multe detalii și să vă fac un overview mai detaliat pe mai mult timp înainte, să vă puteți planifica luna din timp. Prin urmare, pentru energia generală o să folosesc aceste zaruri. Sunt niște zaruri cu 12 fețe, cel mov conține cele 12 case astrologice, cel verde cele 12 semne ale zodiacului și cel albastru 12 plasamente planetare importante. Aceste zaruri o să ne dea energia generală a lunii pentru zodia voastră și pe urmă din aceste cărți de tarot, tarotul elementelor, o să extrag 3 cărți ca să clarificăm primele 10 zile din lună, următoarele 10 și ultimele 10. Bun, până când amestec eu cărțile, vreau să vă dau câteva detalii legate de partea astrologică a acestei luni. Avem câteva evenimente importante astrale care se întâmplă în decursul lunii ianuarie 2021. În primul rând, Marte, planeta războinică, guvernatorul berbecilor și a scorpionilor, intră în zodia Taur pe 7 ianuarie la ora 12:30 dimineața. În 8 ianuarie, Mercur, planeta comunicării, guvernatorul gemenilor și al fecioarelor, intră în vărsător la ora 14. Tot în 8 ianuarie, Venus, planeta frumosului, a iubirii, dar și a banilor, micul benefic, intră în Capricorn la ora 18. Toate aceste ore sunt ora României. Bun. Până acum, hai să ne gândim la aceste 3 evenimente astrale. Cum ne influențează? Păi, Marte și cu Mercur, în cursul zilei de 8 ianuarie, în intervalul 14-18, o să facă o cuadratură, un aspect tensionat. E posibil ca în această perioadă să vedeți bărbații, băieții, în special mai agresiv verbal, mai tensionați, mai nervoși, mai predispuși spre vorbe dure și vorbe urâte. Partea pozitivă este că în aceeași zi, pe 8 ianuarie, la ora 18, odată cu intrarea lui Venus în Capricorn, acesta va face trigon, aspect pozitiv de susținere pentru Marte din Taur și cumva va mai media din aceste aspecte tensionate. Ce înseamnă asta? Că de pe la ora prânzului până spre seară, bărbații, da, vor tinde să fie mai agresivi verbal, mai morocănoși, mai supărați, mai militanți. Dar în cursul serii, femeile care au o vorbă dulce, ceva frumos de spus, poate să mai medieze această tensiune, da? Pentru că se formează acest trigon, acest aspect de susținere. Bun. Următorul aspect important pe care vreau să vi-l evidențiez se întâmplă în perioada 10-14 ianuarie, când Jupiter
face careu, aspect tensionat de quadratură cu Chiron. Marele benefic tensionează rănile karmice cu care am venit fiecare dintre noi în această viață. Această tensiune, da, pentru unii dintre noi o să agraveze anumite probleme, dar în același timp acest aspect tensionat ne și face să vrem să acționăm, să facem ceva pentru a rezolva odată și pentru totdeauna aceste răni karmice. Următorul aspect important pe care vreau să-l evidențiez se întâmplă în ziua de 13 ianuarie. La ora 7 dimineața avem faza de lună nouă la gradul 23 de Capricorn. Acest aspect o să-l detaliem în a doua parte a acestui video, să vedem cum se aplică în special pentru zodia voastră. Următorul aspect important, în perioada 14-15 ianuarie, Uranus staționează. Mare atenție la planete care sunt staționare, pentru că în acele momente sunt mai puternice, mai potente, mai explozive. În 16 ianuarie își reia mersul direct, dar aici mai intervine o problemă. În perioada 15-18 ianuarie, Jupiter, marele benefic, face quadratură cu Uranus. Și iarăși, aspect tensionat între marele benefic și planeta neașteptatului, a răsturnărilor de situații, a electricității și a exploziilor. Mare atenție aici pe perioada 15-18 ianuarie, la lucruri neprevăzute, la posibile probleme cu electrocasnicele. Aveți grijă să nu plecați de acasă, să lăsați ceva în priză, pentru că aici există foarte mari riscuri, mai ales că împreună cu Uranus în Taur, acolo e și Marte, micul malefic. Bun, următorul aspect important se întâmplă în seara zilei de 19 ianuarie la ora 22:40 de minute, când Soarele părăsește zodia Capricornului și se alătură aglomerării de planete din Vărsător. Începe luna Vărsătorului. Pe urmă mai avem în 28 ianuarie faza de lună plină, care se întâmplă la ora 21:16 minute. Va fi luna plină în Leu, când Soarele se află în Vărsător și luna în Leu. Ultimul aspect important pe care vreau să vi-l menționez pentru această lună este retrogradarea planetei Mercur. Acum, retrogradarea planetei Mercur are 3 faze. Prima fază, când merge în mers direct, de la gradul 11 până la gradul 26 de Vărsător. Pe urmă, faza de retrogradare, când se întoarce de la gradul 26 de Vărsător până la gradul 11 de Vărsător. Și a treia etapă, când își reia mersul direct și parcurge pentru a treia oară acest interval 11-26 grade de Vărsător. Prima etapă de mers direct se întâmplă între 15 și 30 ianuarie. În 30 ianuarie, Mercur se oprește și se pregătește să se întoarcă. Între 30 ianuarie și 20 februarie își va face mersul retrograd, în 20 februarie se oprește, urmând ca între 20 februarie și 3 martie să meargă din nou în mișcare directă. Mercur retrograd, nu vreau să vă speriați, da, e o perioadă mai dificilă în care trebuie să fim mai atenți, dar este și o perioadă în care ne putem folosi de acest tranzit planetar și în a doua parte o să vă explic exact pentru fiecare cum puteți să vă folosiți de aceste 3 intervale ale lui Mercur retrograd. În prima parte, între 15 și 30 ianuarie, trebuie să fiți foarte atenți la anumite lucruri care se întâmplă în viața voastră, pentru că în a doua parte, între 30 ianuarie și 20 februarie, o să aveți ocazia să refaceți, să reveniți asupra unor lucruri, asupra unor decizii care nu au ieșit bine în trecut. Puteți să refaceți ceva, să regândiți, să reiterați, să redobândiți chiar anumite lucruri. Și o să vedem în a doua parte exact cum se aplică asta pentru zodia voastră. Bun, și acum hai să trecem la partea a doua, la analiza detaliată.
Hai să vedem pentru balanțe cum se aplică această energie de lună nouă, lună plină și Mercur retrograd. Faza de lună nouă din 13 ianuarie are loc pentru balanțe în casa a patra astrologică pe domeniul locuinței, al casei, al relației voastre cu mama, al rădăcinilor voastre spirituale, emoționale și fizice. Aici, în jurul datei de 13 ianuarie, balanțele au ocazia să inițieze ceva nou legat de aceste teme, ceva care să le aducă mai multă durabilitate și stabilitate pe acest domeniu de viață. O parte dintre balanțe e posibilă să își achiziționeze o locuință nouă sau să facă ceva schimbări, să aducă ceva nou în casa, în locuința lor. O parte dintre balanțe o să repare relația pe care o au cu anumiți membri ai familiei, cu mama sau cu orice membru al familiei lor extinse. Faza de lună plină din 28 ianuarie are loc pentru balanțe pe casa a 11-a astrologică. Balanțele o să aibă aici parte de foarte multă susținere și ajutor din partea prietenilor, a grupurilor din care ei fac parte, a cluburilor și a organizațiilor la care ei au aderat. Și nu în ultimul rând, etapa de Mercur retrograd o să aibă loc pentru balanțe pe casa a 5-a astrologică, o altă casă foarte pozitivă, foarte benefică, în care Mercur o să petreacă un interval foarte mare de timp, de la începutul lunii ianuarie până spre jumătatea lunii martie. Aici balanțele se pot folosi de ciclul lui Mercur retrograd în folosul lor pentru a obține anumite lucruri în relațiile de dragoste, în proiectele creative, artistice sau în activitățile cu copiii în care balanțele sunt implicate, pentru a aduce mai multă creativitate, bucurie, fericire și entuziasm în viața lor. Și ca să vedem cum puteți să vă folosiți de perioada aceasta de Mercur retrograd în folosul vostru, trebuie mai întâi să ne uităm la etapele de retrogradare. În prima etapă, Mercur o să parcurgă pentru prima oară intervalul de la 11 la 26 de grade ale zodiei vărsătorului între 15 și 30 ianuarie 2021. În această perioadă, balanțele poate să aducă în discuție pentru prima oară anumite topicuri legate de relațiile lor de dragoste, poate să aducă în discuție împreună cu partenerul, partenera lor, ce își doresc pentru viitor, cum văd relația să evolueze în viitor, dacă vor să întreprindă niște proiecte creative, poate să le prezinte pentru prima oară unor potențiali clienți sau investitori. Urmând ca în următoarea perioadă în care Mercur merge efectiv în mișcare retrogradă, între 30 ianuarie și 20 februarie, balanțele să își refacă planul, să recalculeze, să recalibreze, să rediscute, să reanalizeze, să renegocieze, să refacă ceva în legătură cu acest plan, fie că e vorba de relațiile lor de dragoste, de relația cu copiilor sau de anumite proiecte creative pe care balanțele vor să le ducă la bun sfârșit. Urmând ca în ultima perioadă a retrogradării lui Mercur, când el merge din nou în mișcare directă peste aceeași zonă a zodiacului, între 11 și 26 de grade din zodia vărsător, balanțele să poată să vadă și rezultatele muncii și a efortului lor. Bun, înainte să scoatem cărțile de tarot pentru această lună, hai să vedem ce au de spus zarurile pentru balanțe pentru luna ianuarie 2021. Energia este cea de Mercur în fecioară în casa a șaptea. Pentru balanțe aici toată luna ianuarie stă sub semnul parteneriatelor, parteneriate de orice fel, guvernate de casa a șaptea astrologică, că e vorba de relația cu partenerul sau partenera voastră de viață, cu parteneri de afaceri, cu compania sau organizația pentru care lucrați, cu un contract de muncă, toate aceste lucruri sunt guvernate de casa a șaptea. Mercur în fecioară este în domiciliu, dar este și o planetă foarte analitică, foarte critică și foarte perfecționistă. Aici balanțele vor dori în luna ianuarie să
obțină perfecțiunea în relațiile lor. Din păcate, acest lucru nu prea este posibil, pentru că perfecțiunea nu este a omului, este doar a lui Dumnezeu, este doar a divinității. Oricum, balanțele vor comunica foarte mult aici și vor încerca să își ducă relațiile către perfecțiune. O parte dintre balanțe s-ar putea să fie mult mai meticuloase în felul în care comunică, în felul în care își exprimă ideile, gândurile, și prin acest lucru să devină mult mai convingătoare, mult mai persuasive și să obțină mai ușor ceea ce își doresc în această lună. Hai să vedem ce au de spus și cărțile de tarot. Pentru primele 10 zile din lună avem aici cartea care reprezintă zodia peștilor, arcana majoră, luna. În primele 10 zile din lună este foarte important pentru balanțe să vă ascultați intuiția, să vă conectați cu mesajele interioare ale corpului vostru și să discerneți foarte bine între ce este adevărat și ce este fals, între ce este concret și ce este doar în imaginația voastră. Pentru că aici, în primele 10 zile din lună, imaginația voastră tinde să o ia pe culmi nebănuite. Sunteți mai susceptibili să credeți diverse teorii ale conspirațiilor, sunteți mai susceptibili să fiți păcăliți, pentru că toată mintea voastră este oarecum încețoșată și oricât vă doriți voi aici să fiți obiectivi și raționali, în primele 10 zile ale lunii e puțin greu pentru balanțe. Următoarele 10 zile ale lunii vin cu nouăle de săbii. Parte dintre balanțe s-ar putea pe la mijlocul lunii, în jurul fazei de lună nouă din 13 ianuarie, să își facă anumite griji, să sufere de insomnii, e posibil. Nu văd motive să vă îngrijorați, pentru că energiile vă susțin și sunt de partea voastră. Decât să vă tot învârtiți aici în jurul cozii și să vă măcinați pe interior, mai bine folosiți toată această energie mentală pentru a planifica ceva, pentru a pune lucrurile în ordine, pentru a calcula cifrele până la punct și virgulă ca să vă asigurați că într-adevăr ați înțeles pe de-a întregul problema, că nu o să fiți păcăliți și că o să luați deciziile cele mai bune. Această îngrijorare aici de la mijlocul lunii o văd oarecum fără sens, fără rost, pentru că energiile sunt de partea voastră și vă susțin, dar cred că în urma acestui început de lună care a fost puțin mai visător, mai boem, mai neclar, ați transferat oarecum îngrijorările acestea și pe jumătatea lunii. Hai să vedem cum se finalizează luna cu nouăle de cupe. Da, exact ce vă spuneam, toată îngrijorarea aceasta de la mijlocul lunii este fără sens, pentru că finalul lunii ianuarie vine pentru balanțe cu o victorie, cu un trofeu pe care vi-l oferă Universul. Câștigați ceva, mai ales în jurul zilei de 28 ianuarie, când se întâmplă faza de lună plină. Aici balanțele obțin răsplata pentru anumite lucruri pe care le-au făcut ei în trecut. Aici obțineți ajutor de la prieteni. Vi se recunosc meritele și sunteți în centru atenției. Ieșiți învingători pe final de lună. E foarte important ca pe începutul lunii și mijlocul lunii, când lucrurile nu sunt foarte clare și aveți tendința asta către obsesie, către îngrijorare, către depresie, să vă folosiți toată această energie mentală într-un mod constructiv, să analizați lucrurile, să citiți lucrurile de 10 ori, de 20 de ori, asigurați-vă că totul este în regulă și nu vă mai măcinați, nu vă mai consumați, pentru că lucrurile stau foarte bine pentru voi. Înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă las și cu un gând frumos din aceste carduri Puterea Gândului. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această energie și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, nu uitați să urmăriți și etalarea pentru ascendentul vostru, pentru semnul zodiacal în care aveți luna sau o aglomerare de 4 sau mai multe planete. Mesajul pentru balanțe pentru ianuarie 2021 este următorul. Depășesc acum fricile și limitările altora.
Mintea mea este cea care îmi creează propriile experiențe. Sunt nelimitată în abilitatea de a crea binele în viața mea. Da? Un mesaj foarte frumos care vine aici mai ales pentru această carte de mijloc de lună să vă clarifice că nu e bine să lăsați grijile altora, limitările altora să vă influențeze. Nu luați asupra voastră problemele familiei, problemele oamenilor din jurul vostru. Canalizați-vă pe ce aveți voi de rezolvat și lucrurile vor ieși inevitabil în favoarea voastră. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în următoarele videouri. Pa, pa!